Pentru Capricorn avem din 10 ianuarie legat de comunicarea cei apropiați o amplificare a imaginației, a intuiției, inclinare către creativitate sau chiar către a fi mai mistici. Relații romantice, schimbările și transformările pot să aducă intuiție, pot să aducă adaptabilitate, pot fi uh, întârzieri, pot fi blocaje. Relațiile sunt mai degrabă cele tradiționale, iar în 11 ianuarie, luna Uranus retrograd, Mercur retrograd, aflată într-o piramidă de pământ, antrenează cunoașterea aprofundată, călătoriile, ceea ce pe voi vă face fericiți și aici se arată creativitate, spirit conservator, capacitate de realizare. În 12 ianuarie vorbim de dorința de a călători, de a comunica cu cei apropiați. Aici apar ceva mai multe tensiuni pot apărea confuzii, pot apărea iluzii, poate să apară chiar dorința de a le nevi, relațiile pot fi mai ușor marcate de amăgiri. Tensiunile însă se valorifică prin imaginație, intuiție și creativitate. În 14 ianuarie vorbim de Lună Venus Marte Staționar, o piramidă de aer care favorizează intelectul, idealismul. Spiritul de observare, relații bazate pe comunicare și tact. În 15 ianuarie, între carieră și resurse, apar ceva frustrări, conflicte, și poate să apară ceva instabilitate. Relațiile pot fi mai ușor conflictuale, iar în 14 ianuarie, deja vorbind de Marte, într-un mers direct în Gemeni, care implică locul de muncă și sănătate, aduce o activare a intelectului. În plan relațional apare mai multă superficialitate, apar acțiuni curajoase, nu se asumă prea multă responsabilitate, însă pentru acestea și există dorința de a promova poate idei noi, de a fi deschiși la idei noi, de a fi deschiși la proiecte noastre.